Aceasta este evoluția inflației la zi. Observați că ea s-a plasat atât în ceea ce privește rata anuală a inflației, cât și rata medie anuală a inflației, sensibil sub intervalul țintit. Și în ceea ce privește rata anuală a inflației, avem deja 5 trimestre de situare sub intervalul țintit. Din punctul de vedere al trecutului, ca maniere în care am judecat până acum lucrurile, este o supraperformanță. Din punct de vedere al viitorului, o să mai discutăm pe această temă. Aici prezentăm evoluția inflației în România, comparativ cu zona euro. La noi variațiile au fost mai mari. Avem aici anul secetos 2012, 2013, cu acea buclă de inflație, apoi dacă s-ar face o traiectorie și la noi inflația a mers sensibil în jos, în tot intervalul 2012-2013, în zona euro și în general în Uniunea Europeană, variațiile au fost mult mai mici. În partea dreaptă aveți comparația între rata inflației în România și în țările cu care ne comparăm, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia. În ciuda performanțelor începând cu 2013, observați că rata inflației în România este, sau a fost, sensibil mai ridicată decât în celelalte țări membre ale UE din zona noastră, ceea ce și justifică faptul că am avut până recent și avem încă rata cea mai înaltă a dobânzii de politică monetară. Aici aveți determinanții inflației pentru primul trimestru. Majoritatea au mers în jos, cotațiile la petrol, decelerarea dinamicii anuale a inflației importate, cu alte cuvinte, ce primim din zona euro, persistența deficitului de cerere și declinul anticipațiilor privind inflația. În sus a acționat în principal aprecierea dolarului, disiparea presiunii din partea importurilor suplimentare de legume și fructe din statele europene afectate de embargo rusesc și majorarea prețului final al energiei electrice. Acest grafic vă prezintă, așa cum am făcut și în ocaziile precedente, o structură a indicelui prețurilor de consum pe principale componente, combustibil, prețuri administrate, inflația pe care o țintim, cordul ajustat, legume și fructe, adică prețurile volatile, tutun și băuturi alcoolice. Și observăm că față de vara anului trecut, când am avut un cordoi ajustat negativ, acesta a revenit în teritoriul pozitiv, dar la niveluri extrem de scăzute, undeva un 0,5%. Prețurile au fost date în jos, în principal de indicele prețurilor, scuzați, a fost dat în jos în special de prețurile la legume și fructe, dar și la cele de la combustibil. Aici v-am prezentat factorul principal al scăderii prețurilor în ultimele luni ale anului precedent, și anume prețul carburanților. Apoi observăm că în trimestrul 1 el a acționat în sens invers, prețul carburanților și-a reluat creșterea, însă ca dinamică anuală aceasta a rămas negativă. Inflația de bază este în scădere, La mărfurile nealimentare avem o ușoară dezinflație, cea mai mare scădere în trimestrul 1 avem la servicii. Aici știți foarte bine, intervine și un efect întârziat. De regulă, cei din domeniul serviciilor, mai ales telefonia mobilă, indexează la cursul euro-dolar sau la cursul euro, scuzați-mă, euro-leu sau dolar-leu și țin o marjă, așa, părerea mea, de refugiu și când observă că mișcările nu mai sunt violente, în final coboară. Și cred că acest lucru s-a întâmplat mai ales la cazul serviciilor ancorate la cursul euro-ron, euro-leu. La mărfuri alimentare avem o dinamică anuală aproape nulă. Aici ce încercăm să vă spunem? Vă spunem un lucru pe care probabil că îl cunoașteți. Leu a fost relativ stabil, dar această stabilitate nu a ieșit din ceea ce s-a întâmplat cu restul monedelor comparabile, zlotul polonez, corona cehă și forintul unguresc. Este adevărat că în cazul forintului unguresc și zlotului polonez, tendința de apreciere a fost mai sensibilă, mai mare decât în cazul leului. Dar îmi cunoașteți opiniile, nu le consider semnificative dacă nu depășesc cu mult 5%. Variații de 5% în condițiile lumii de astăzi sunt, după mine, absolut normale. CDS-ul nostru, în linie cu cel al țărilor cu care ne putem compara. Avem aici și factorul pe care l-am menționat, și anume că acea contribuție în jos a dinamicii prețurilor volatile la legume și fructe s-a restrâns pe seama disipării presiunilor suplimentare din partea importurilor de legume și fructe. Și graficul acesta cred că este semnificativ, poate să fie studiat. În continuare, din considerente electorale, dar nu numai, avem o întrerupere a traiectoriei prețurilor administrate, adică modificărilor. Spune că au fost unele creșteri la prețurile administrate. Părerea mea este că și aici impactul este mai puțin semnificativ, dar el există. Ce observăm, ce cred că trebuie să semnalăm, că și aici lucrăm deja cu prețuri mici. Cam peste tot, România a trecut de la modificări mari la impact mic, prețuri mici, undeva zero. Impactul pe CPI, pe indicele prețurilor de consum, se măsoară cu un zero în față, iar modificările 1, 2, 3%. Este un lucru bun. Cred că asupra acestui grafic trebuie să zăbovim puțin mai mult. Avem într-adevăr la mijloc o scădere a indicelui producției industriale după creșterile foarte mari din 2013 și prima parte a lui 2014. O stabilizare și cred eu că va urma o revenire. Pe de altă parte, lucrările de construcții par să se accentueze. În partea stângă, însă, ceea ce ne interesează pe noi din punct de vedere al inflației este deviația PIB-ului. Și aceasta s-a micșorat față de prognozele noastre anterioare. Cu alte cuvinte, Nu de aici vedem noi un pericol, dacă acesta poate să fie numit pericol, al unei eventuale evoluții spre zero sau chiar sub zero a prețurilor. Deci, într-un anumit interval de timp, dacă nu mă înșel, colegii noștri prognozează cândva la mijlocul anului următor deficitul de cerere în traiectoria actuală, deci cu datele pe care le avem în prezent, va dispare. Și apropo de discuțiile pe care le-am văzut în presă, mixul de politici trebuie într-adevăr să aibă în vedere acest lucru. Dar să nu ne grăbim. Nu considerăm că suntem prociclici, pentru că nu suntem prociclici încă. În sensul că dacă stimulăm activitatea economică prin politica monetară, suntem prociclici pentru că avem încă deficit de cerere. N-am ajuns la acel punct. Am văzut acest comentariu că politica fiscală, fiind prociclică prin reducere de impozite, ne adăugăm și noi la această prociclitate. Deci mai avem încă câmp de stimulare în mixul nostru de politici economice. Dar, într-adevăr, el s-a îngustat și este de semnalat. Orizontul de timp s-a îngustat. Este de semnalat acest lucru. Avem o consolidare a creșterii cererii de consum. Probabil că ea se va reflecta și într-o dinamică mai ridicată a PIB-ului în trimestrele următoare. Volumul cifrei de afaceri din comerț, în matriculările de autoturisme, arată bine, ca să folosim o terminologie uzuală, și încrederea consumatorilor. Evoluție pozitivă. Dinamica veniturilor, ea susține în principal, sau a susținut până în prezent această consolidare a creșterii cererii de consum. Deci avem o dinamică ascendentă a veniturilor. Numărul de angajați, relativ în creștere. Cred că dacă ar fi să ne uităm cu atenție noi, cei de la Banca Națională, asupra viitorului mai îndepărtat, acesta este indicatorul pe care trebuie să-l privim cu atenție. Apropo și de evoluția viitoare a cursului. O asemenea dinamică a veniturilor trebuie comparată, de regulă o facem post factum, că nu avem alte date și nici alte posibilități, cu productivitatea și vedem dacă este câmp de apreciere a cursului. Acesta fiind de asemenea o încercare de a răspunde la comentarii pe care le-am văzut din partea unor analiști. O preocupare, cel puțin pentru Banca Centrală, dacă există vreun câmp în viitor ca leu să se aprecieze față de euro și ca acea apreciere să fie sustenabilă, că să nu fie urmată de o depreciere, să facă mai mult rău, cum am pățit în 2006-2007. Aici salariul minim brut s-a dus bine în sus, este bine din punct de vedere social, nu comentăm aspectele sociale, dar ne referim la sustenabilitate și la corelația cu evoluția viitoare a cursului. Cel puțin în opinia mea, am discutat în Consiliu, dar nu foarte în adâncime, această dinamică a salariului minim, de dorit în orice țară, poate mai puțin de către antreprenori, pentru că le introduce un element puternic de rigiditate în business planul lor. Această tendință trebuie avut în vedere atunci când vorbim despre evoluția viitoare a cursului leului. Avem partea dreaptă și câștigul salarial brut în sectorul privat, cu evoluția lui. Interesantă însă este această evoluție a salariului minim brut pe economie. Creditul de consum, pe măsură ce rata dobânzii a scăzut, în ciuda variațiilor, unele sunt și variații tehnice legate de clarificări bilanțiere, creditul de consum a crescut și revenim cu această comparație care pare să fie surprinzătoare. România în prezent are rata dobânzii la creditele de consum cea mai scăzută între țările cu care ne comparăm. Cum a influențat decizia de reducere a cotei TVA pentru alimente la 1 iunie 2015 anticipațiile inflaționiste? Pe datele pe care le culegem noi, pe termen de un an, pe termen, hai să-l numim scurt, într-un an de zile, pur și simplu acestea s-au prăbușit. Există această discuție mai degrabă televizată despre o anumită tactică a marilor magazine, dar observăm o cădere chiar spre zero și uneori sub zero a anticipațiilor inflaționiste. Pe termen mai îndelungat, rata anuală a inflației anticipate peste 2 ani, cifra se consolidează undeva în jur de 2%, ceea ce nu este rău, este în intervalul nostru de intervalul țintit. Mai important, legat de anticipațiile pe 2 ani, mi se pare faptul că se consolidează o încredere. Asta este lucrul cel mai important în România, că inflația se va stabiliza la niveluri reduse. Și nu neapărat la nivelul sub zero, ci la nivelul reduse, înțelegând ceva legat și de ținta europeană, care este 2%. Un lucru bun. O influență similară s-a observat la nivelul consumatorilor și al producătorilor din industria alimentară. Așteptările privind evoluția prețurilor le vedeți aici. Probabil că discuția televizată vine din aceste anticipații ale vânzătorilor cu amănuntul ei. E posibil să fi lansat ideea că mai trebuie să crească prețurile. Dar, uitându-mă cu atenție la grafic, asta înainte de reducerea TVA-ului, era o discuție, într-adevăr, au fost câteva dezbateri despre faptul că producătorii de alimente din România, domeniul în care s-a investit mult bani europeni și bine s-a făcut, și unde avem chiar extra capacități de producție, sunt sugrumați pe de o parte de lipsa de cerere, pe de altă parte de o impozitare excesivă, există acea evaziune despre care se discuta. Deci nu consider neapărat relevante reducerea impozitării reducerea TVA-ului, dar maniera în care s-au dus în jos și apoi încearcă să stabilizeze anticipațiile aici, maniera trebuie avută în vedere. Acum intrăm într-un domeniu care probabil că o să îl veți comenta mult. O facem mai degrabă ca să răspund la întrebări anterioare. Am luat experiența anterioară și să vedem ce sugerează ea în legătură cu transmisia modificării cotei TVA la nivelul prețurilor. Noi am spus că depinde de conjunctura economică și de vizibilitatea produselor afectate. Folosește altă terminologie. Raportul cerere-ofertă pe piață, dacă ai deja supraofertă și nu trebuie să spui ochelari, să vezi că magazinele sunt pline și că există supraoferte de produse agroalimentare, orice ar face negustorii, reducerea TVA-ului prin pârghile pieței se duce în preț în jos. Numai dacă se obturează piața. Deci dacă reușesc să facă cartelizări, înțelegeri și mecanismele pieței nu mai funcționează. Când vorbim de vizibilitatea produselor, ne referim la transparență. Deci, din acest punct de vedere, un sistem informatic care să transmită rapid prețurile din diferitele piețe este de dorit. Nu înseamnă câtuși de puțin că revenim la mercuriale și așa mai departe. Asta înseamnă vizibilitate, transparență în piață și evitarea obturării canalelor concurenței și a pieței. Deci sunt lucruri bune. Dacă așa ceva se întâmplă, transmisia se poate duce spre 100%. Din câte știu eu, colegii vor răspunde, noi am fost prudenți, am spus că vor, scuzați-mă, ciupi ceva și negustorii din toată povestea asta când am făcut prognoza. Dar cu o situație de supraofertă și cu vizibilitate, cu transparență, transmisia modificării TVA-ului la nivelul prețurilor se poate duce în 100%. Și aveți partea cealaltă, când s-a majorat cota. Aici. Când s-a majorat cota și vedeți că transmisia nu s-a dus 100%, s-a dus vreo 60%. Să mergem cu cifra asta și tot e suficient, având în vedere ponderea mare a prețurilor agroalimentare în indicele prețurilor de consum, să se ducă inflația în vară chiar sub zero, cu 60% transmisie. Dar pe un an agricol bun și cu supraofertă și cu vizibilitate există, scuzați, pericolul, între ghilimele, ca scăderile de prețuri să fie chiar mult mai accentuate. Și această discuție am avut-o și aș spune chiar că a dominat dezbaterile din Comitetul de Politică Monetară privind propunerile care au fost acceptate ulterior de Consiliul de Administrație. Pardon? Și aici aveți proiecția. Cam asta e. Putem să tragem o linie violetă, cum vreți, la zero. Dar cred că nu e nevoie. Observați că primele mișcări, adică vara acestui an, înseamnă un indice al prețurilor negativ. Nu știm precis unde. Dacă am pune intervalul de incertitudine, s-ar putea să avem câteva luni bune, chiar spre toamnă, un -1 în indicele prețurilor de consum. Am fost mai prudenți, am folosit în comunicatul de administrație în jur de zero. Pentru că încă domină ideea la noi că deflația înseamnă să ai neapărat un indice negativ. Nu trebuie să spere nimeni. Nu aceasta este deflația. Deflația, în părerea noastră, sau poftim, în părerea mea, este o schimbare de mentalitate. Adică încetățenirea, intrarea așa la nivelul, să spunem, al populației, ideii că prețurile scad și iar scad și vor scădea în continuu. Și atunci publicul întârzie, amână deciziile de cumpărare. Și se intră într-un cerc invers decât cercul vicios al inflației. Adică la inflație, frica că tot cresc prețurile, grăbește decizia de cumpărare. Cumperi mai repede, mărești cererea, accentuezi creșterile de preț. La deflație, încep să crezi că prețurile scad și ar scad și vor scădea în continuare și atunci amâni cererea, scuzați-mă, decizia de cumpărare, scazi cererea și accentuezi scăderile de prețuri. Eu am două motive. Fac un comentariu în plus de ce este aici. Nu cred că se va ajunge aici. Să treci, am fi chiar foarte extremiști noi, românii, psihologic vorbind, să trecem de la frica de inflație, care am văzut că a dispărut. Frica acum de război, de cu totul altceva. Nu mai avem frică de creșterea prețurilor, s-a dus în jos. Dar să ajungem rapid, așa, câteva luni, la frică de deflație în sensul ăsta. Ne apucăm să amânăm deciziile de cumpărare. Sunt cel puțin pesimist că vom ajunge aici. Al doilea este că prețurile vor scădea semnificativ, deci indicele este indice, nu? Are date agregate și prețurile vor scădea semnificativ la produsele agroalimentare. Aici n-ai ce decizie de amânare, decât dacă ne cuprinde pe toți o tendință de a intra în diete, nu? De a deveni mai subțirei. Dimpotrivă, se vor libera de aici prețuri și este posibil mai degrabă să crească cererea de alte produse. Și cred că cam ăsta este scenariul cel mai probabil. Și astea au fost comentarii ușor personale, dar putem să discutăm în această direcție. Cifrele de aici, ce ne spun în esență? Că în conformitate cu ceea ce ne arată modelul nostru econometric și judecățile noastre, scenariul de bază al proiecției arată o rată anuală a inflației puternic coborâtă în jos față de traiectoria albastră anterioară, deci avem la sfârșitul anului undeva un 0,2%. După ce, cum spuneam, în lunile de vară și la începutul toamnei, probabil că vom avea un IPC negativ. Mai multe luni, la rând. În apropiere de zero cu, datorită efectului de bază, probabil și în trimestrul 1, 2016, iarăși rate negative, apoi efectul de bază își va spune efectul și își va arăta măsura, ca să spunem așa, și se reintră în interval cândva la sfârșitul trimestrului 3 anul viitor și sfârșitul anului viitor avem un 1,9%, adică bine în interior, în partea de jos a intervalului. Nu am introdus categoric, așa cum am spus, pentru că nu este o decizie, o eventuală reducere a TVA-ului la 1 ianuarie. Deci aici modificarea apare din TVA-ul redus la produse agroalimentare. Componentele. Grosul scăderii indicelui în 2015 revine lui Cordoi ajustat. Minus 1%. El rămâne scăzut, dacă ar fi să-l țintim pe acesta, el rămâne scăzut și anul următor, 0,6%. Deci, România a intrat într-o perioadă, în mod evident, de inflație scăzută. Acestea sunt datele pe care le prezentăm publicului. Ipotezele externe ale proiecției sunt ceva modificări observați și în 2015 și în 2016 față de proiecția anterioară. O creștere economică în Uniunea Europeană ceva mai ridicată, o inflație ceva mai scăzută, tot în zona euro, dobânzi iarăși mai scăzute și un preț al țițeiului ceva mai ridicat. Presiunile exogene asupra inflației, prețurile administrate. Așa cum avem datele în prezent, lucrăm cu date certe, repetăm de fiecare dată acest lucru, prețurile administrate ca dinamică și ca impact se situează sub ceea ce am proiectat anterior. Prețurile volatile ale alimentelor în scădere în trimestrul 2 2015, sub impactul reducerii cotei TVA, efectelor persistente ale recoltei abundente din 2014 și șocurilor tranzitorii asociate comerțului internațional cu produse din subgrupa legume și fructe, pentru ca apoi prețurile să-și revină. Aici avem această revizuire pe care am comentat-o anterior, deviația PIB-ului, deci, cum spunem noi, deficitul de cerere se va închide mult mai repede sau sensibil mai repede decât în proiecția anterioară. Condițiile monetare în sens larg sunt stimulative și cu măsura pe care am luat-o și măsurile pe care le preconizăm, cel puțin în ceea ce privește rezervele minime obligatorii, vor fi și mai stimulative, deci merg în sus, cererea externă în sus și componenta discreționară a politicii fiscale, impulsul fiscal, merge și el în sus. Cu alte cuvinte, să închidem mai repede gap-ul. Avem aici inflația cordului ajustat pe care noi o țintim sau urmărim în mod deosebit. Nu am a face comentarii în plus față de ce am spus anterior. Factorul principal îl constituie, bineînțeles, cota redusă a TVA-ului la alimente. Aceasta este noua traiectorie. Aici am comentarii multe, dar nu e nevoie, că vedeți ce diferență enormă este față de proiecția anterioară. Felul ăsta răspundem precum la televiziunile, no comment, numai cu imagini și la întrebările ce ne-a apucat și am redus dobânzile. Pe când vezi așa ceva, ce ai de făcut? Și poți să spui că e ceva tranzitoriu, dacă n-ai 4-5 trimestre, un an și ceva de acum înainte. Deci o modificare majoră. Și când va trece acest cu efecte de bază și așa mai departe, tot va fi sub 2%. O să fac un comentariu. Avem grijă, într-adevăr, de economisiri și ca în perioada următoare să nu avem dobânzi real negative. Dobânzi real negative care există în Europa și nu există în România. Și nu vor exista în România. Deci, prin mesajele noastre și cu ajutorul dumneavoastră, lumea nu are de ce să-și retragă banii din bănci, pentru că, în definitiv, dacă ai dobândă de 5% și inflație de 5%, e numai o iluzie că ai dobândă ridicată. Dobânda reală este 0. Dacă ai dobândă de 2% și inflație de minus 1, apoi aici înseamnă un 3% de dobândă reală. Asta este mesajul. adevărat. Dar trebuie și ceva educație aici. Cam așa vedem balanța riscurilor, mai toate echilibrate. Dar cuvântul cheie este cel de sus. L-am pus numai pentru mediul extern. Aș spune că și pe plan intern avem multe incertitudini. Incertitudini ridicate. Deci față de... În urmă cu un an, de exemplu, la balanța riscurilor mai toate erau în sus. Riscul de inflație, risc de inflație, risc în sus. Acum suntem cel puțin echilibrați. Și aș spune că ei, colegii mei, care ne-au ajutat să facem acest tabel, au fost și ei dânsi echilibrați, pentru că altminteri trebuia să treacă cel puțin la două coloane de aici, risc de abatere în jos, adică de scădere mai accentuată a prețurilor. Suntem prudenți. Acestea sunt hotărârile Consiliului de Administrație, le cunoașteți, nu le mai comentez. Am, în schimb, alte două comentarii legate de ce a apărut în presă, la televiziune, după deciziile noastre. Aceasta este prima. Rata reală a dobânzii, cu alte cuvinte, diferența între rata nominală și inflație, să spunem, o chestiune și controversată, și dezbătută, și așa, interesantă la toți economiștii. Nu mă apuc acum să fac teorie. În tinerețe, când am dat prima oară de această temă, prin anii 70, am văzut o analiză istorică pe țara care are statistica cea mai bine pusă la punct, Anglia, deci de pe la Waterloo până în 1970, și ajungeam eu la concluzia că o rată reală a dobânzii, cu alte cuvinte, o dobândă pozitivă, o dobândă peste rata inflației, cam de 1,52%, reflectând rentabilitatea minimă a capitalului, este cea una de echilibru. Discuții mari. Nu avem timp aici să intrăm în aceste discuții. Dacă e mai mică ea, cea reală, nu cea nominală, lumea nu mai economisește. Dacă e mai mare, lumea nu mai investește. Stă cu banii în bancă și câștigă suficient. Deci trebuie să fie pe undeva aici, 1,5, între 1 și 2%. Spuneau ei. Mi se pare un punct de vedere rezonabil. Noi, când s-a pus problema ce rată reală, până introducem modelul nostru, mi-am spus și eu cuvântul, dacă mai țin minte, și colegii, și am ajuns la asta, 1,52%. Și uitați că ne-am cam ținut de cuvânt. Uitați că au fost momente când ea este calculată post factum. Și când e decizia, ea trebuie să fie antefactum. Adică nu știi care va fi inflația, ei necunoscute. Și suntem cu rata de politică monetară. Dar ce este interesant aici, în această comparație cu ce se întâmplă în zona euro, deci am luat rata Băncii Centrale Europene, a Cehiei, Ungariei, Poloniei și România. România se poate compara cu cele trei țări. Bulgaria n-am introdus-o pentru că acolo, având Consiliul Monetar, e ca și cum ar fi dobânzile din zona euro. În Banca Centrală Europeană, deci din ianuarie 2012 și până recent, înțelegând că au trecut ușor de 0%, pentru că inflația s-a dus sub 0, au avut dobânzi real negative. Ce mai spune teoria? Că dacă ai un ciclu lung sau secular în care nu se fac investiții, și beneficiez de investițiile precedente ale precursorilor, deci au pus oamenii părinții tăi au pus bani deoparte și ai fonduri de pensii, de exemplu, și așa mai departe, ca să stimulezi investiția, să determini pe oameni să facă o investiție, faci o rată reală negativă. Deci treci la o rată. Și cam asta a fost marea dispută, în esență, în Uniunea Europeană. Ne permitem, că uitați, suntem, nu facem investiții. Cehii de asemenea. Dar la cehi, vârtos. Și tot n-au fugit cu banii din bănci încă. Minus 3% în 2012. În sfârșit, acum s-a apropiat de 0%. Noi n-am făcut acest lucru. Ne-am plimbat, a fost o perioadă în care ne-am dus spre 0, apoi am sărit spre 3. Dacă să faci o medie, cred că este cam de 2 și ne-am situat așa în linie cu ce s-a întâmplat în Ungaria și în Polonia. Noutatea este că în cel puțin 4-5 luni de acum înainte, datorită unui IPC care, în mod sigur, se va duce spre 0 sau sub minus, sub 0 la minus, curba aceasta roșie ar sări dincolo de 3%. Și asta este o motivație a deciziei noastre și ideea este ca împreună cu dumneavoastră să spunem adevărul publicului. Câștigul real e pozitiv în România, în continuare. Deci ce ține un om bani în bancă? Pentru siguranța fizică, materială, nu? Pentru confortul plăților, pentru că în prezent faci mai ușor plăți cu cardul pentru cei tineri, bineînțeles, nu cei de vârsta mea, decât cu numerarul și pentru o protecție valorică. Deci protecția fizică, protecția valorică, confortul. Toate cele trei condiții sunt îndeplinite. Protecția valorică înseamnă rată reală a dobânzii, nu rată nominală. Și am ținut să fac acest comentariu pentru că am văzut o anumită învolburare. Unde se duc dobânzile? Nu se duc nicăieri. Rămân real pozitive și nici nu vrem să fie foarte real pozitive, apropo de faptul că am fi prociclici. Prociclic acum, ce ar însemna? Că economia crește dincolo de potențial și noi mai dăm un impuls pe ea, v-ați văzut, este sub potențial și o să mai fie până încă vreun an și ceva. Da. Dar dacă ne aduce cu rata reală la mai mult de 3%, rata reală a dobânzii, în condițiile în care avem deja un grad de acoperire de peste, sau sub 1, deci avem mai multe economisiri decât credite, nu vrem să descurajăm economisirea, dar nici să descurajăm investiția. La peste 3% cost real al împrumutului, cu greu se poate gândi cineva să ia un credit. Atunci trebuie să păstrăm acest echilibru, o rată reală, undeva între 1 și 2%. Și încercăm să facem acest lucru. De ce e greu? Încoată, pentru că lucrăm cu date despre viitor. Încă un grafic. S-a sesizat mai puțin ceea ce facem de mai multă vreme, înțelegând de mai multe trimestre, cu toate că am declarat și este trecut în mod expres și în raportul privind articolul 4, femei. Este discuție și cu dânsii, a fost discuție și cu dumneavoastră, este discuție și cu Uniunea Europeană. Și anume ca România în perioada următoare, pe măsură ce ponderea creditului în valută scade și câteva luni, va fi 50-50. Ieșim din această mare capcană în care am intrat încă din 2006-2007, odată cu liberalizarea contului de capital în avantpremiera intrării în Uniunea Europeană, a creditului în valută. Avea credit în valută preponderent înseamnă că realitatea îți mănâncă politica monetară. Că nu o faci tu, o face altcineva. Eventual băncile comerciale cu interesele lor. Deci, în măsura în care ponderea creditului în valută scade, atenția noastră acordată, nu excesiv, acordată adecvat pentru condițiile României, atenția noastră acordată cursului scade. Și ne îndreptăm spre o țintire a inflației normală. Gustăm coridorul, observați această îngustare a coridorului, ne apropiem și de ce se întâmplă în Polonia și în Ungaria. Variații vor rămâne numai ON, înseamnă overnight-ul, da? Deci dobânzile overnight, ele variază în toate țările. Este normal că acolo e cerere permanentă de cerere și ofertă în schimbare permanentă în funcție de lichiditățile băncilor. Se îngustează coridorul, da? De variație. O să ajungem și noi. Acum e 1,5, în Polonia este 1, în Ungaria este 1, plus minus 1. Da? Și se vor micșora și variațiile robor 3 luni, adică indicatorul folosit de către bănci pentru a, ca ancoră pentru costul creditului. Și credem că acest lucru este un lucru bun. Treptat am ajuns la 1,5, probabil că vom încerca să mergem spre plus minus 1. Când spunem controlul adecvat al lichidităților, ne referim la acest lucru ca variațiile să fie din ce în ce mai mici, după câte vedeți sunt mici. Nu s-a aruncat niciun camion de lichiditate în piață. Asta e o înțelegere cel puțin insuficientă a manierei în care funcționează piața monetară din România. Am explicat cel puțin eu de zeci de ori faptul că un jucător mare este trezoreria statului. Deci, ea are acum un surplus mare de lichiditate. Îl ține la Banca Națională, ea sunt bani sterilizați. Deci noi am lăsat 3 miliarde, trezoreria are 17 miliarde în conturi, trezoreria statului. 17 miliarde, altfel care era explicația că dobânzile pe termen scurt, după Paști, s-au dus, bine mersi, peste dobânda noastră. Faptul că băltesc bani în piață, nu se putea să întâmple asta. Deci nu exista. Nu i-am luat noi, i-a luat trezoreria. S-au plătit taxe, impozite, până când se fac cheltuieli. Deci, această eliberare în piață a 3 miliarde de lei, banii ai băncilor, anumite, este mai mult decât binevenită. Bineînțeles că noi, când am văzut că se duc dobânzile în sus, am intervenit rapid, prin operațiuni repo, și am calmat piața. Am venit cu dobânzile din nou sub dobânda noastră. Dar dacă nu înțelegem mecanismele astea, este foarte bine să ne abținem să facem comentarii, numai așa ca să ne aflăm în treabă pe la televizor. Deci asta s-a întâmplat, nu este niciun... Este un moment să mai reducem rezervele minime obligatorii. În timp, leii care sunt în excedent sunt absorbiți de ce? De faptul că avem o creștere pozitivă a creditului în lei, și în termen nominal, și în termen real, și destul de accentuată, procesul va dura. Probabil că la anul, pe vremea asta, când ne vom întâlni, sau mai veniți la Banca Națională, vom fi sub 50% credit în valută, peste 50% credit în lei, dobânzi în lei, în apropierea celor în euro, credit în domeniu sau un teren pozitiv și creditul total, pentru că cel în lei îl va depăși pe cel în valută, și variații mult mai mici de dobândă piața monetară. Au luat mult timp, eu pot să fac o mărturisire, sunt între cei care au luat decizia grea de a liberaliza în 2006 în totalitate contul de capital, în condiții de diferențial mare între inflația din România și inflația din Uniunea Europeană. Ne-am asumat riscul ăsta. Mărturisirea mea este că n-am știut cât de greu o să fie și cât de mult o să dureze, dar uitați că suntem la sfârșitul acestui proces. Ne oprim aici. Prezentarea o aveți pe website, nu? Aceasta, versiunea integrală a raportului asupra inflației, sinteza raportului în engleză, versiunile raportului asupra inflației în românește și engleză și această prezentare, iar următoarele ședințe 1 iulie 2015, 4 august 2015, 30 septembrie 2015, 5 noiembrie 2015. 4 ședințe în care mai avem multe lucruri de făcut.